liberal și ăștia sunt, domnii sunt candidații, nu avem nicio doamnă, le-am luat criticile de rigoare la București, am explicat și de ce, pentru că fiecare lucru are explicație. Ce vreau să vă spun, aici nimeni n-a săpat pe nimeni, nimeni n-a complotat împotriva cuiva, ci fiecare a avut locul. Să știți lucrul ăsta. Și fiecare în 4 ani de zile a construit. Cu bune, cu rele, cu nervi, cu... Asta este viața. Deci și în familie mai sunt nervi, dar dacă știi de ce ești în familie, lucrurile se reglează. Deci așa a fost la noi și așa va rămâne în continuare. Am ținut cont, să știți, foarte mult de părerea primarilor din zonă. Să știți că părerea primarilor din zonă, nu știu dacă n-am discutat, dacă mi-a scăpat unul cu care să discut, n-am discutat în plen cu ei, pentru că acolo este altfel de discuție, am discutat și acolo, este altfel de discuție, dar am discutat cu fiecare bucățică de bucățică. Pentru că acolo ei sunt de fapt cei care vor fi motoarele care vor lucra și știți lucrul ăsta, pentru că așa se face și politica și așa se și câștigă și am ținut foarte mult cont de părerea lor. Despre candidații care sunt acum candidați, dar despre cei care au o funcție, modul de comportament, legătura între primar și deputat, cât a putut să-l ajute. Să știți că niciunul nu aștepta ca deputatul, chiar în funcție, sau senatorul în funcție, să-l doarcă soarele și să mute răsăritul la opus și chestiuni de genul ăsta. Dar fiecare a așteptat o vorbă bună și o strângere de mâna. Ei, cei care au știut să facă lucrul ăsta, care este un lucru de, până la urmă, de 7 ani de acasă, sunt ok. Cei care poate s-au dâmbovei, cum se spune? Dâmbovenisizat. Am zis, bine, bun, cum puneți voi păritere acolo frumos? Deci cei care sau au o prea mult haftă de Dâmbovița, pentru că se întâmplă și lucruri de genul ăsta, în momentul în care foarte mulți, unii ajung la București, uită că de fapt au plecat din zona asta și au nervi. Și eu am nervi și știți prea bine că am foarte multe lucruri de făcut. Să și văd multe dintre ele care sunt realizate.